Credincios, o să mai citim câteva fragmente din cartea Sfântului Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău. Și am ajuns la capitolul 7. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, mintea și inima. Când mintea singură face socoteala, atunci inima se preschimbă într-un burete plângător pierde. Când inima face socoteala, atunci mintea se preface într-un burete ștergător, plângător și șterge. Când tabla cea neagră a sufletului așteaptă cu nesaț o scriere nouă, mereu nouă, de teamă ca nu cumva să plece în cealaltă lume fără socoteala făcută. Deci când mintea face socoteală, inima se preschimbă într-un burete ștergător și plânge și șterge. Iar când inima face socoteală, dar ce-o greșit, atunci mintea se face în burete plângător și șterge. Și așa sufletul întreg așteaptă pregătit întâlnirea cu cealaltă lume. Oameni feluriți, îl întreb pe omul trupesc, cine ești tu? Iar el răspunde, eu sunt eu, și se gândește la trupul său. Îl întreb pe omul gânditor, cine ești tu? Iar el răspunde, văd înăuntru meu doi străini, încerc să croiesc drum printre ei și sunt oaspete când la unul, când la altul. Și se gândește la sufletul său intuitiv și conștient. Îl întreb pe omul duhovnicesc, cine ești tu? Iar el răspunde, înăuntrul meu se află cineva. Îmi tind mâinile să-l cuprind, îmi dau seama că pentru aceasta mi-ar trebui niște mâini mai lungi decât întregul cosmos. Pe acela să-l întrebi, cine sunt eu? Eu, omului credincios, este Dumnezeu. El este adevăratul eu al nostru. Numai el știe cine sunt eu. Adevărat. Ceartă între două școli. Toată cearta dintre școli stă în schimbarea. Care ochi sunt orbi, cei lăuntri sau cei din afară? Vederea cea veșnică răspunde, și unii și alții sunt orbi fără de mine, zice Domnul. Când eu privesc prin ei și ei privesc prin mine, și unii și alții văd, adică și ochii sufletului și ochii trupului văd prin Dumnezeu și nu sunt orbi atunci când le dă Dumnezeu, adică când sunt în legătură cu Dumnezeu. Iarăși despre cearta între două școli, puțin altfel. O școală învață, lumea este din nimic. Altă școală învață, lumea este din ceva. Să nu te duci bucuria mea în niciuna din aceste școli. Nu-ți pierde timpul. De când auzi cearta lor, oprește-te în prag și strigă. Spuneți-mi ce este acela nimic și ce este acel ceva. Apoi cârmuiește-te de împreună tăcerea celor două școli, întoarce-te și grăbește-te acasă, cugetând la cel ce este singura măsură a ceea ce este nimic și a ceea ce este ceva, adică Dumnezeu. Ceartă între trei școli. Deist, teist, panteist. Pentru credincios aceste cuvinte nu înseamnă altceva decât locul de întâlnire cu Dumnezeu. De fapt, nici nu înseamnă prea mult, căci credinciosul este încredințat că oriunde ar hotărî Dumnezeu o întâlnire, el se află acolo. Blestemul și binecuvântarea. Caută să faci oamenilor lucru pentru care la început poate te vor blestema, dar la urmă te vor binecuvânta, căci niciodată lucru pentru care la început te vor binecuvânta, iar la sfârșit te vor blestema, să nu-l faci.
Împăratul Nero, la început, a binecuvântat-o pe mama lui, care l-a îmbărbătat pe calea răului. Însă, la sfârșit, când răul a dus până la ambiția de a nu se mai putea întoarce, a blestemat-o. Copilul ce stă cu săniuța pe gheață îți va fi recunoscător dacă îl împingi de la spate, dar când va aluneca în prăpastie, pe tine te va socoti pricina nenorocirii lui și te va blestema. Păcătoșii te vor copleși cu laude când le vei încuvința păcatele, dar să nu te apropii de patul lor de moarte când își vor da ultima suflare. Și atunci, fiecare dacă moare nepocăit, mai face și păcatul de a da vina pe altul care l-a ajutat să facă păcatul sau nu l-a oprit de la păcat. Și îi va fi mai rău. Oamenii au judecată sănătoasă. Oamenii nu cred în credința pe care o propovăduiesc puțin credincioșii. Oamenii privesc cu neîncredere știința predată de neștiutori fumurați. Oamenii se revoltă împotriva bogăției, când aceasta este mâna zgârcitului. Oamenii disprețuiesc autoritatea plinită de un om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în ajutor pe medicii tuberculoși. Deci oamenii care au înțelegere sănătoasă și judecată cinstită, călător obosit se mâne pe hanjiu care nu-i poate pune la îndemână cina, nici aștenutul își întreabă, pentru ce te numești hanjiu? Viață și poezie. Pune-ți viața ta în versuri și iarăși îți spun, pune-ți viața ta în versuri dacă vei simți viața ta a toată lumea și fii în legătură și înțelegere cu ea. Poți critica un cântec, însă nu, niciodată nu uita să cânți. Criticii de poezie trăiesc și mor, pe când poeții doar trăiesc. Analiza ucide, poezia dă viață. Numai poezia poate da viață prozei, căci poezia a răsărit din pomul vieții, iar proza din pomul cunoașterii. Tot spuneam că minciunea e vremelnică, pe când adevărul este veșnic. Pentru ce altceva trăiește poezia mai mult decât proza? Dacă nu, pentru că ea este mai aproape de adevăr și mult mai aproape de viață. Și astfel, dacă spui viața în versuri, vei fi mai aproape de adevăr, mai aproape de viață. Dar poeții nu mor. Părinte Nicolae Ștenghel spunea, foarte frumos și dânsul, care a fost critic literar. De fapt, poezia e și ea un mod de inspirație al lui Dumnezeu. Este cumva ca și rugăciunea. Un poet creștin este aproape ca un rugător creștin. Zâmbetul. Deasupra râsului omenesc de fericire și tânguirii de nefericire, stă un zâmbet tainic, care încălzește, dar nu arde. Acel zâmbet este cu totul deosebit de zâmbetul cinic și disprețuitor care te îngheață. Zâmbetul maicii către copilul vioi și bolnav, către copilul vioi sau bolnav, na? Și zâmbetul sfântului către cei puternici și slabi, și către cei puternici și către cei slabi, se asemăiește acelui zâmbet tainic și înalt. Ce altceva înseamnă acest zâmbet decât părtășie la bucuria celor veseli și mâhnire la mâhnirea celor întristați? Ce altceva spune acel zâmbet decât bucuria peste măsură pe pământ, decât că bucuria peste măsură pe pământ se va micșora de grabă prin întristare și că întristarea peste măsură pe pământ se va micșora de grabă prin bucurie? Este cumplit cum neghiobia omului este cel mai bine înfățișată de două animale, ca maimuța și hiena. Caută să te înfrânezi cât mai mult cu putință de la schimonoseala nebunească a maimuței, de la hrizeala nebunească a hienei. Amintește-ți întotdeauna de surâsul tainic și cald, asemenea surâsului Maicii și surâsului Sfântului, surâsului
care arată firescul, sănătatea, înțelepciunea, milostivirea și veșnicia. Veșnicie, că râsul și plânsul sunt trecătoare, pe când zâmbetul este nepiritor. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.